Democrat, liberalii și președintele Traian Băsescu se întâlnesc astăzi pentru a se sfătui cu privire la campania electorală. Potrivit liderului PDL, Emil Boc, în ședință vor fi abordate și aspecte legate de criza economică. El a precizat că va participa alături de șeful statului la întâlnirea cu parlamentarii partidului. Potrivit vicepreședinte lui PDL, Gheorghe Flutur, șeful statului a venit la întâlniri cu parlamentarii partidului ori de câte ori a fost invitat. Flutur a afirmat că întâlnirea președintelui Traian Băsescu cu parlamentarii democrat-liberali este una firească, în condițiile crizei economice, susținând că șeful statului s-a implicat în identificarea unor măsuri pentru depășirea dificultăților generate de această perioadă dificilă. El a adăugat că parlamentarii PDL doresc să știe pașii care urmează să fie făcuți de România și poziția președintelui. Așa se face că este foarte probabil că în această seară să știm dacă Băsescu va candida pentru un nou mandat la Cotroceni sau nu. Întrebat dacă parlamentarii partidului vor cere în cadrul acestei discuții ca președintele să-și precizeze poziția în legătură cu candidatura la alegerile din toamnă, Flutur a replicat că va fi o discuție liberă, iar parlamentarii sunt aleși uninominal în colegii.